Iubiți frați și surori, dragi slujitori, dragi copii și familii care sunteți înaintea lui Dumnezeu, doresc din suflet Domnul să vă binecuvinteze. Vă aduc salutări sfinte de la Biserica numărul 1 din Vicovul de Sus. Harul, pacea să vă fie înmulțite și în așteptarea revenirii Domnului să fim gata. Amin. Domnul să îl binecuvinteze pe Moise, nu? Pe Ionatan și pe Mateo, așa am reținut, aceste familii, părinții și toate familiile de aici. Și pe bunicii care sunt aici, amin. Bunicii au un rol important. Normal, familia înseamnă bunici, părinți, copii, nepoți. Cam împreună. Din punctul de vedere al Scripturii, ele merg împreună. Sigur că stau în fața dumneavoastră ca să continui mesajul care deja a fost rostit din Marcu, capitolul 10, și trebuie să vă spun, nu am foarte multă experiență. Eu m-am căsătorit un pic mai târziu. Nu recomand la alții asta, dar am acceptat ca din partea lui Dumnezeu, mulțumesc lui, și avem copii, avem 6 copilași, cel mai mic, cea mică, are 3 anișori, cea mai mare, 12, urmează să împlinească. Mulțumim Domnului pentru familia noastră. Acum, cred că mă pot identifica cu mulți dintre cei care sunteți aici, în sensul că ne dorim copiii noștri să fie fericiți, ne dorim să fie binecuvântați de Dumnezeu, dar recunosc că de multe ori greșesc. O trebuie să mă plec asupra copilului să spun, te rog frumos, iartă-mă. Am spus prea mult, am fost prea aspru cu tine. Ne dorim și vrem ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, dar ne dăm seama că Dumnezeu face pentru că e îndurător. Aleluia! O face pentru că este bun cu noi și trece peste slăbiciunile sau eșecurile noastre. De aceea avem încredere în Cel care ne-a promis că chiar este cu îndurare față de noi și față de familiile noastre. De multe ori m-am gândit și mi-am propus, uneori am reușit, alteori nu. Am zis, copilul trebuie să știe demonstrare, copilul trebuie să fie corectat, să fie disciplinat. Și este normal să fie așa, pentru că toți ne naștem cu firea pământească. Înclinația noastră nu este spre Dumnezeu, spre cer. Moștenirea copilor noștri nu este una cerească. Credința nu se moștenește. Ar fi frumos să fie așa, dar nu este așa. E drept și aș putea să spun, copilul trebuie corectat, trebuie disciplinat pentru neascultare și nu pentru pozne. Pentru neascultare și nu pentru pozne. Și noi facem greu diferența. Dați-mi voie, pe lângă ceea ce s-a citit în textul nostru, oricum sunt multe alte lucruri, eu vreau să am un cuvânt așa de la inimă, nu-i numai decât o predică, dar aș vrea să aduc în discuție și înaintea dumneavoastră doar câteva pagini și din Luca să citesc despre nașterea lui Ioan Botezătorul, câteva aspecte. În Luca, în capitolul 1, un înger al Domnului, versetul 11, s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată, nevastă-ta Elisabeta îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan.
El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. Și nu citesc mai departe. Este importantă perioada intrauterină. Este importantă perioada cât copilașul e în burta mamei. Uneori ce mi-am propus să fac, am făcut, dar nu totdeauna. Și dați-mi voie să vorbesc puțin astăzi despre El va fi mare înaintea Domnului. M-am gândit și la versetul care stă scris în Fapte, capitolul 7, despre Moise și spune textul prin Ștefan. Pe vremea aceea s-a născut Moise, și avem astăzi un Moise aici, care era frumos înaintea lui Dumnezeu, mare înaintea lui Dumnezeu, în cazul ăsta frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost rănit 3 luni, ascuns în casa tatălui său și așa mai departe. Să fii mare înaintea lui Dumnezeu, frumos înaintea lui Dumnezeu. Noi de obicei căutăm și ne gândim și eu mă îngrijorez uneori cu privire la viitorul copiilor pentru că văd răul care se țese ca niciodată parcă. Văd lumea, presiune care este puternică din partea anturajului, a lucrurilor care ne înconjoară, în școală ce se întâmplă uneori. Ne rugăm Domnului. Dar oare Ioan a fost singurul care a fost mare înaintea lui Dumnezeu? Oare Dumnezeu pentru noi nu are același plan să fim mari sau copiii noștri să fie mari înaintea lui Dumnezeu? Doar Moise trebuia să fie frumos înaintea lui Dumnezeu. Doar Moise trebuia să coboare de pe munte și fața lui să strălucească pentru că era frumos. Dar Domnul spune, eu l-am văzut frumos de acolo. De la nașterea lui era frumos. Cum vine asta? Ajunge mai târziu Moise cu turma la Horeb. Eu știu dacă a mai fost cineva vreodată pe acolo cu oile. Eu știu dacă pe acolo a mai călcat picior de om. Și Domnul îi spune, Moise, descalță-te, pentru că locul ăsta e sfânt. Loc sălbatic, loc pustiu. Dar de ce? Cum adică îi spune? Pentru că urma un eveniment măreț în viața lui și a poporului pe care avea să-l conducă. Acolo Dumnezeu se uită înainte și spune, am să cobor în mijlocul acestui popor, am să-l binecuvintez, am să-i dau legile. Dumnezeu se uită înainte și spune, Moise, locul ăsta este sfânt pentru că l-am ales dinainte. Ce ziceți? Dumnezeu privește doar la momentul în care copilașul este zămislit sau este acum născut și adus la binecuvântare, nu are Dumnezeu în vedere tot traseul? Nu are Dumnezeu în vedere toată viața? Și că Dumnezeu vrea să binecuvinteze? Ba da! Iată că El vorbește în perspectivă Dumnezeu. Și când se uită Dumnezeu la viitorul meu, ar putea să spună că Filip este mare? Că este frumos înaintea lui Dumnezeu? Noi ca oameni ne uităm în trecut. Da, s-a spus astăzi aici. Da, Dumnezeu, Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Cheamă pământul și mai jos spune acolo că cerurile înaintea lui Dumnezeu ascultă glasul. Dar cum vorbește Dumnezeu? Un bătrân la noi spunea și avea dreptate. Toate lucrurile au glas pentru cine are ureche de auzit.
spune Domnul. Dacă aveți urechi, cine are urechi să audă. Ne-a vorbit Dumnezeu săptămâna asta? Aleluia! Dar în dimineața asta ne vorbește Dumnezeu. Dumnezeu vorbește pentru cine are urechi de auzit. Vorbesc și oamenii. Oamenii vorbesc după ce s-au consumat evenimentele. Și foarte multe spunem noi, după ce a trecut istoria. Mai vorbesc un pic înainte oamenii cu privire la, eu știu, prognoză, la meteo. Dar și asta pe baza curenților pe care Dumnezeu a fixat. Cu circuitul în acest spațiu al nostru, al Pământului, al atmosferii. Și atunci vorbesc cu vremea probabilă. Dragii mei, Dumnezeu când vorbește, Dumnezeu vorbește într-un fel în care noi, sufletele, să putem auzi, să putem să primim ceea ce a pregătit Dumnezeu ca binecuvântare pentru noi. Însă de multe ori mă gândesc că inima noastră nu este pregătită să asculte ce vorbește Dumnezeu. Dumnezeu, Domnul vorbește și cheamă. Și David în Psalmul 8 se uită la stele, se uită la lună și spune că îmi privesc cerurile, luna și stelele. Imediat se uită la el și spune, ce este omul? Ca să-ți aduci aminte de el. Ce este fiul omului ca să-l bagi în seamă? Ce treabă ai cu noi, Doamne? De ce nu urmărești atâta? De ce atâta bunătate pentru noi? Pentru că David realizează un lucru. Când Dumnezeu vorbește cu privire la tot universul, axa Pământului este înclinată la 23,5 grade, nici mai mult, nici mai puțin. Se păstrează. Ca să se producă cele patru anotimpuri. Că dacă nu era așa, nu se produceau anotimpuri. Era o problemă, un dezacord. Dacă soarele s-ar depărta nu știu câte procente, viața nu mai fi posibilă pe Pământ. Dar Dumnezeu cheamă, Dumnezeu vorbește, toate planetele, stelele, toate mișcarea din univers, care este o mișcare perfectă, ordonată, îl ascultă și David spune, noi oamenii am ieșit din schemă și totuși tu încă ne vorbești? Noi oamenii nu suntem la locul care ar trebui să fim. Și totuși ne vorbești, Doamne? Doamne, îți mulțumim. Amen. Să fim mari înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să punctez măcar ideea asta. Și vreau să o leg de textul care fratele nostru scump l-a citit, din Marcu capitolul 10. Nu suntem specialiști în multe lucruri. Nu suntem poate buni în altele. În altele suntem și de obicei românii, felicitări, ați făcut lucruri mari unde ați ajuns. Domnul să vă binecuvinteze. Dar ceea ce îmi doresc pentru voi și noi acasă ne mai rugăm pentru voi, este ca Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile. Să vă binecuvinteze Dumnezeu copiii. Șaimei. Capitolul 10 din Marcu, știți cum începe? Cu acei părinți, oameni mari, care au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la familiile lor. N-am să dezvolt ideea. Nu întâmplător, în contextul acesta, avem una, două, trei, patru versete care s-au citit astăzi. Și ce s-a întâmplat acolo? Niște mame simple. Nu erau dintre cei care au zădărnit și planuri, care aveau probleme cu divorțul, cu alte probleme. Niște mame simple, poate niște tați au venit la Domnul și ucenicii au certat. Vreau să sublinez un adevăr aici. Ce înseamnă
să fim mari înaintea lui Dumnezeu. Este să putem să ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu sau, dacă vreți, să ne ancorăm cu încredere în spusele lui Dumnezeu. Ce înseamnă a crede? Ce se întâmplă aici în Marcu 10 este un act al credinței. În Marcu 10 este un act al credinței. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă să crezi că cineva e mult mai bun ca tine, că le știe pe toate, că te iubește și mă iubește și îți vrea binele. Dintre acei mii de oameni, iată niște părinți care au venit spre Domnul, au adus niște copilași ca să se atingă de ei. E un act al credinței. Ce înseamnă asta? Normal înseamnă să rămâi, să recunoști de fapt întâi și apoi să rămâi sub autoritatea lui Dumnezeu. În 7 Luca, un ofițer roman avea o slugă și a trimis vorbă: Doamne, vino la mine acasă că am un rob, și ținea foarte mult la el, și vindecă-mi-l. Și Domnul a pornit. A făcut câțiva pași și a trimis slugile și a spus: opriți-l. Nu trebuie să vină la mine. Spuneți-i de acolo unde este să rostească un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Dragi părinți, poate că atunci când copiii sunt mici, îi aduci pe brațe. Asta faceți dumneavoastră. Dar vine vremea, copilul pleacă. Nu-i mai poți atinge, nu te mai aud, sunt mari, dar cuvântul care ți l-a dat Dumnezeu ca părinte de rugăciune, rostește-l că are putere. Dumnezeu mie mi-a vorbit la un moment dat, și eu mă rog pentru copii ca și dumneavoastră, pentru fetița cea mare avea ceva probleme. Și ca orice părinte te rogi. Și m-am frământat. Și la un moment dat Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis: am îngăduit anumit treaba asta pentru ca să te rogi mai mult pentru ea. Ce ziceți? Știți ce am înțeles eu? Dumnezeu vrea să binecuvinteze copiii noștri, dar o face prin noi. Nu o face separat. De acolo de unde era Domnul Iisus Hristos, a strigat: n-am găsit în Israel o credință așa de mare precum la omul acest. Dar ce înseamnă credința? Înseamnă că el a auzit ceva. Ce a auzit? Că bolile la porunca lui pleacă. Oamenii sunt eliberați de duhuri necurate. Omul doar a auzit, n-a avut o întâlnire personală cu Dumnezeu niciodată. Și a spus: o, respectivul are autoritate în lumea pe care eu nu am autoritate. Dar imediat a făcut o analogie și a spus: eu sunt în autoritate. Eu când poruncesc la slugile mele, fă cu tare lucrul, faci. Când îi spun la... fă... deodată și-a dat seama că este cineva acolo care poruncește și este ascultat. Care spune un lucru și se întâmplă. Mare înaintea lui Dumnezeu înseamnă să fim gata să rămânem sub autoritatea lui Dumnezeu. În ascultare de cuvânt. În ascultare de cuvânt. De câte ori Dumnezeu ne-a vorbit și ne vorbește nouă și noi am luat ușor poate lucrurile. Le-am tratat mai superficial. Și Domnul spune prin cuvântul său că cei care se pun sub această autoritate a cuvântului vor fi binecuvântați de Dumnezeu și vor avea parte de ceea ce a rânduit Dumnezeu în familie, și anume
Nu întoarce rău pentru rău. Nici o cară pentru o cară. Căci ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Deci, binecuvântați. Va fi mare înaintea Domnului, printre altele, așa cum sublineam, înseamnă să hrănim credința. Nu este ușor să te supui. Ioan a fost mare pentru că, ascultați versetul 80, pruncul creștea și se întărea în duh. Pruncul acesta creștea și se întărea în duh. Un copil de-a meu mi-a zis, tate, dar eu mă plictisesc la adunare. Da, te înțeleg foarte bine, vino așa. Stai acolo, nu cotează. Știți că este important că noi ca oameni, cum se spunea la timpul de rugăciune, suntem formați din trup, suflet și duh. Duhul nostru să fie atins de Dumnezeu și copilul, chiar dacă face gălăgie în casă, chiar dacă uneori stă la mână și nu cântă, poate nu știe cântare, nu este prea mult afectat, cum se spune aici, dar duhul lui... Eu aș vrea să accentuez asta. Mare înaintea lui Dumnezeu înseamnă să hrănim partea duhovnicească. Știți, copilul chiar dacă nu se poate exprima prin limbaj, încă nu știe să vorbească, dar la nivelul duhului, el poate înțelege, poate să aibă relație cu tine, cu mine, cu mama, cu tata și așa mai departe. Nu că brațele mamei sunt poate mai moi sau mai candide, să folosim un cuvânt așa, nu? Când le am brațe. Dar eu cred că e o chestie de duh acolo. E mai mult decât astea, degetele sau mâinile. A hrăni duhul copilului este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Îți pare că nu e atent. Citește din Scriptură. Uneori nu poate pricepe anumite lucruri, că, dragii mei, până la urmă, problema noastră nu este una intelectuală. Ori crește ei și hrănim și mintea și ne dorim să fie, dar nu asta e problema. Ca să fie mare înaintea lui Dumnezeu, înseamnă să îl aduci în prezența lui Dumnezeu, tocmai prin lucrurile care pot hrăni partea credinței, partea Duhului. Asta nu se vede. De fapt, asta este cea mai mare bătălie despre care spune Scriptura prin Apostolul Petru că tot ce ne înconjoară, poftele și presiunea, se războiește cu sufletul, cu Duhul nostru, cu partea aceea interioară a noastră. Ei, ca să creăm un astfel de climat, cum spune textul aici, că Zaharia slujea lui Dumnezeu, amândoi cu Elisabeta erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile, să păstrăm acest climat și să căutăm totdeauna să fie pacea lui Dumnezeu în familie și în casele noastre. Ea pornește din inima mea, din sufletul meu și apoi ea curge. Ca să se întâmple lucrul acesta, este un aspect cu care trebuie să luptăm și noi, părinții, și fiecare dintre noi. Auziți cum sună. Va fi mare înaintea Domnului și imediat. Nu! Va abia. Nu! Exact asta. Psalmul 1. Ferice de omul care nu. Cam cât de mult le plac copiilor când ei aud nu. Nu pune mâna. Dar mami, da. Nu.
Știți cam care este filozofia acum și în școală și peste tot. Spune altă variantă, nu așa, o interzicere totală. Îmbunătățești eu altfel. În sfârșit, sunt fel de fel de expresii, nu le aduc eu în discuție acum. Dragii mei, dați-mi voie să fac o afirmație. Nu există, nu doar la copii acum, e vorba și de mine și de fiecare dintre noi, nu există nicio slujire sau nicio binecuvântare care să dureze în viața noastră dacă nu învățăm înfrânarea autocontrolului. Aici e războiul cel mai mare al nostru. Nu este, ascultați-mă, baza slujirii noastre eficiente înaintea lui Dumnezeu. A binecuvântării, luați cum vreți dumneavoastră. Este cât învăț să mă controlez. Cât învăț să mă înfrânez, că eu din firea mea, eu nu sunt pornit spre rai. Eu după mine, trei dușmani avem în fiecare zi, care se războiesc cu partea interioară. Și copiii se nasc în lumea asta. Prima dată este firea mea pământească. Firea mea pământească cu eul meu, cu răzvrătirile mele. Copilul se naște cu firea asta. Aș vrea să fie altfel, dar nu este altfel. Nu știu cum sunt copiii dumneavoastră, dar nu cred că sânge. Sunt sigur de asta. Firea mea este primul dușman. Doi. Este anturajul, este lumea. Al doilea dușman, feroce. Prin toate căile, mass media, tot ce înseamnă bombardamentul ăsta, vocile lumea, care este teribile pentru copii. Cum îi păzim? Ce facem? E un dușman cu care noi înșine ne luptăm. Și la un moment dat, în acest context, Dumnezeu ne spune, învață să zici nu la asta. Învață-l pe copil, supunerea. Pentru că în funcție de asta, Duhul lui va fi binecuvântat, va fi ridicat. Va fi protejat de Dumnezeu. Și el însuși va ști, într-o lume tot mai confuză, într-o lume care este tot mai răzvrătită împotriva lui Dumnezeu, în Duhul lui, acolo, vor avea loc minuni. Acolo Dumnezeu va așeza echilibru. Și asta ne dorim. Va fi mare înaintea lui Dumnezeu. De acolo, de la lucrurile astea se învață. De la spune nu. Într-o lume care face presiune ca niciodată. Apropo, dați-mi voie să spun aici ceva. Adevărul lui Dumnezeu se înțelege cu Duhul, nu cu mintea. Mintea doar se supune. Adevărul lui Dumnezeu se primește cu Duhul. Atenție! Răul din lume se înțelege cu Duhul, nu cu mintea. Că Eva s-a apucat cu mintea ei să problematizeze răul cu diavolul. A căzut. Uneori vin copiii noștri și spun, dar mamă, uite chestia aia, uite cealaltă, tata. Dar cum înțelegi? Uite și ai noștri și nu vreau să dau exemplu. E drept că cu mintea multe lucruri nu ai răspuns. Și greu să răspunzi la copil. Dar dacă Duhul lui este dezvoltat, dacă în Duhul lui are percepția prezenței a adevărului Dumnezeu, Dumnezeu poate, are teren de lucru Dumnezeu, Duhul Sfânt. Asta e lumea în care noi trăim. Doamne, binecuvântă duhurile noastre. Ce spune Moise, Dumnezeu duhurilor oricărui trup. Doamne, așteptăm asta ca să fim mari înaintea Ta. Că ucenicii la un moment dat în Matei 18 s-au certat care să fie mare în împărăția cerurilor. Și Domnul îi spune, a luat o lecție.
un copilaș, un copilaș. L-a chemat în mijlocul lor și i-a spus, dacă nu vă faceți ca acest copilaș, n-aveți nicio șansă să intrați în primul rând, nu vă mai gândiți că cine e mare. Și apoi veți fi mare acolo, vei fi mare, dacă înțelegi lecția, să te cobori la acest nivel, ce înseamnă? Un copil are o încredere totală în părinții lui. El nu pune la îndoială cuvintele lui tata. Să nu mințim niciodată de copii. Să nu mințim niciodată de copii. El are încredere totală. Ăștia suntem noi care suntem chemați la nivelul Duhului să avem o încredere înaintea lui Dumnezeu. Al treilea dușman, dragii mei, este diavolul. A venit la Domnul Iisus cu ispite. Cea mai puternică ispită acolo a fost la nivelul Duhului, când a venit cu închinarea. Bătălia finală aici se va da, în domeniul închinării, la nivelul Duhului. M-a întrebat cineva venind încoace spre dumneavoastră. A zis, na, și cum va fi? Numărul 666, treburi de genul ăsta, că uite, ajungem să fim controlați. Zic, domnule, nu te gândi numai decât la o chestie tehnică. Asta face parte din angrenaj. Până atunci, până se schimbă lucrurile, dacă tu ai o relație puternică cu Dumnezeu la nivelul Duhului tău, la timpul potrivit vei ști încotro să apuci, ce decizie să iei. Că nu e o chestie doar tehnică, o refuz sau nu și am terminat. Nu! Bătălia se dă acum în mintea mea. Câștigul sau victoria este asigurată acum, a felul în care mă închin acum înaintea lui Dumnezeu. A felul cum mă port acum în familie. A felul cum îmi deschid Duhul pentru Dumnezeu, pentru adevărul lui Dumnezeu, pentru cuvânt. Acum mă pregătesc. Și dacă eu dezvolt capacitatea asta lăuntrica mea și sensibilitatea, urechea nu de carne, ci a inimii, să ascult cum trebuie, atunci voi rămâne în picioare. Tehnic, nu știm cum să explicăm toate lucrurile. Dragii mei, într-o filozofie materialistă, într-o nebunie neomarxistă, într-un și așa mai departe, Dumnezeu ne cheamă să fim mari, copiii noștri să fie mari înaintea lui Dumnezeu. Eu ca și mine să lucrez la asta. Cred că rugăciunile sunt importante. Cred că copilul să audă cuvântul lui Dumnezeu. În casă la tine, să se audă cântare. Este foarte important. Multe ar fi de spus aici. Dați-mi voi să mai amintesc un lucru. Nu permiteți materiale senzuale în casă. Zugrumă duhul copilului. Îl omoară. Îl termină. Nu permiteți materiale senzuale pe orice cale. Este cea mai mare bătălie. Nu vreau să dau exemple. Va fi mare înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dorește asta. Pentru că acei părinți, în cazul nostru, Zaharia, Elisabeta, sau din Marcu 10, au făcut un pas prin credință. Acești părinți au lăsat canalul lui Dumnezeu să curgă prin exemplul lor, prin viața lor, prin limbajul lor. Auziți, versetul 42, Elisabeta a strigat, binecuvântat! Versetul 64, Zaharia vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Versetul 68, binecuvântat! Care este limbajul dumitale? Am citat din Petru, capitolul 3, voi la aceasta ați fost chemați, să binecuvântați. Parcă am o întrebare aici. Cum păstrăm binecuvântarea? Hai să presupunem că toți am intrat sub ea. Toți suntem băieți buni. Da? Foarte bine. Cum păstrăm binecuvântarea? Dragii mei, binecuvântarea trebuie păstrată într-un mod permanent. Asta înseamnă în fiecare zi
să binecuvânteze. Și uneori când ne este greu, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Închei. Dragii mei, părinți care sunteți aici împreună cu mine, nu ne putem mulțumi. Păi am adus copilul la binecuvântare. Întrebarea mea deschisă este, astăzi a crescut în această binecuvântare? Tu ai continuat să păstrezi această binecuvântare? Climatul acesta, dorința bună a lui Dumnezeu, gândurile bune care Dumnezeu le-a spus despre copilul tău. Și aici putem vorbi despre perspectiva profetică. Asta înseamnă să fii mare înaintea lui Dumnezeu. Lucruri legate de împărăție, de viitorul slujirii și așa mai departe, da? Dumneata și cu mine am păstrat binecuvântarea zi de zi. Nu doar că am fost, m-am rugat atunci, Dumnezeu mi-a răspuns, nu, astăzi. Ce faci astăzi? Care este limbajul dumitale astăzi? Și trebuie să vă spun că nu i-a fost ușor lui Zaharia și nici lui Elisabeta. Când Domnul îi spune prin înger, Zaharia, rugăciunile tale au fost ascultate. Dar el nu s-a mai rugat să-i dea Dumnezeu un copil. Era bătrân, ea era stearbă. Trecuse vremea. Și îngerul spune, știi ceva? Au rămas înaintea lui Dumnezeu toate dorințele tale. Dar el a continuat să slujească, să implice în slujire în momentul în care Dumnezeu i-a cerut să facă asta. Și asta, și asta, și asta. El n-a abandonat. A rămas acolo. Cum păstrăm noi binecuvântarea? Vă doresc din suflet să fim tari. Tare în nădejde, tare în credință. Și să ne ocupăm de Duhul copiilor noștri. Amin.